Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne bucurăm să vă anunțăm pe această cale că la Spitalul Județean din Suceava a avut loc, în sfârșit, o sesiune intensivă de școlarizare a angajaților care au fost învățați ce este șpaga și cum să nu o ia când apare în viețile lor. Dacă ne ajută Dumnezeu să găsim un portofel cu bani, cu o sumă de bani pe stradă, mergem undeva și numărăm, ca să vedem cât ne-a dus norocul. Nu e bine. Sesiunea aceasta antișpag a fost inițiată de chiar managerul spitalului, în urma scandalului Monstru de luna trecută, când a fost prinsă în flagrant șefa secției de oncologie, care lua șpagă de la pacienți de 10 de ori săptămânal și dublu de la pacienții cu două cancere, un cancer o șpagă, două cancere, două șpăgi. 12. Da. La mai multe cancere poate se făcea reducere, dar nu știm încă. E bine, ca să fie clar că nu e bine să iei șpagă, la ora de educație antișpagă au venit și polițiștii de la anticorupție Suceava. Cam cum veneau la noi la școală, dacă vă aduceți aminte, polițiștii de la rutieră. Da, bravo. Ca să ne arate filme cu morți care traversaseră strada pe unde nu trebuie. Dacă noi găsim pe stradă un portofel cu bani, ne uităm să vedem dacă e pe aproape cel care l-a pierdut. Bun. Ca să nu ne vadă cât îl luăm. Dacă nu e, îl luăm și fugim. Școlarii angajați la Spitalul Județean au fost invitați, eu citez acum din comunicat, au fost invitați să pună întrebări și să-și exprime nelămuririle. Astfel, încât să devină clar pentru toată lumea ce e aceea luarea de șpagă și cum nu trebuie făcută ea. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția. La telefon 22 22 22. Și pe stradă și pe culoarele spitalului. Deci însuși faptul că a fost nevoie sau că este nevoie de astfel de sesiuni la care să vină poliția la un spital să le explice angajaților de ce nu e bine și nu e nici măcar legal, nu doar că nu e bine să iei șpagă de la pacienți, mi se pare absolut halucinant. Poate că le-au arătat portofel, au pus portofel pe masă sau o punguță sau nu știu ce și când s-au apropiat au făcut pui! Au vrut să le testeze reflexele. Da. Nu-i voie! Nu. Învăța mișcări de să ferești buzunarul halatului, să pui halatul pe dos. Exact. Tot felul de trucuri. Ia să facem noi, să coasem halatul acum. Mă, băiatule. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.